Astăzi are loc prima zi a conferinței internaționale pe probleme de economie și administrarea afacerilor. Ne aflăm la a patra ediție, orientată către un nou model de creștere, economia circulară. Sperăm ca toți participanții să-și aducă contribuția la cel mai înalt nivel și să continuăm pe această linie. De ani buni, cooperarea internațională este o prioritate pentru Universitatea Spiru Haret. Și în acest caz, reputați specialiști din domeniul economic au luat parte la conferința internațională organizată într-un important hotel din capitală. I think it's going to be very difficult indeed, in part because I think we have a tendency to stereotype the linear economy, and I think there are aspects of the linear economy that we may wish to carry forward with us. And I think the other key problem is that until things get really, really bad with the environment, and they are pretty bad at the moment, selfish conduct will continue to be rewarded. So the difficulty we will have is producing sufficient incentives to persuade those who choose to disbelieve. Cea de-a patra ediție a conferinței internaționale pe teme de economie și administrarea afacerilor va continua și în prima zi a weekendului la sediul central al Universității Spiru Haret. Ziua de mâine și-a propus să introducă pe cei interesați în domeniul antreprenoriatului social. Vom beneficia de experiența partenerilor noștri britanici, conferința fiind organizată în parteneriat cu Suffolk Business School, University of Suffolk. Credem că va avea succes acest workshop și sperăm să vedem firme sociale, întreprinderi sociale și în România mai mult decât există acum.